am venit să alimentăm la partenerii noștri de la OMV. Ce credeți? Această mașină este diesel, deci o să alimentăm cu... Îmi cer scuze, mi se aburesc ochelarii de la mască, că na, asta e viața. Alimentăm cu OMV Max Motion Performance Diesel, care acum mai nou vine cu 10% în plus molecule de extra curățare. Pornește până la minus 38 de grade pentru că noi mergem la Buzău și s-ar putea să vină iarna peste noi. Și aditivii folosiți în acest combustibil sunt de ultimă generație. Adică oamenii au așteptat să iasă aditivii pe piață și care sunt ultimii? Aia. Bagă-mă în combustibil. Hai să facem plinul că na. Am atins, ești nebun? Am atins! Am penalizat 5 secunde. Malul, nană! Merge, mă, jeep-ul. Merge singur. E abruptă, băi, să știi. E abruptă, bă, frate. Vezi că bețele astea fac diferența de la cer la pământ, ești nebun? Adică atunci când nu vezi nimic, vezi două bețe, ești nebun? Da, e tare. Îmi place, îmi convine. Îmi pare rău pentru... Îmi pare rău pentru sculele tale din mașină. Ia. Aș vrea și a doua. Ce zici, mă, urcăm aici? Urcăm. Eu am emoții, spun. Hai. Aș urca așa încet ca să nu urce jeep-ul. Dobrescu și să zică el că n-a urcat. Da. Ei? Special am făcut-o. L-am sabotat. Bă, nu știu ce să zic pentru băieții ăștia. Nu o să fie ușor. Îi dau tot încet, dar mi-e frică. Hai că a fost ok. Iar aici e autostradă. Suntem conform programului anunțat, adică la 3 începem trialul, e 3 jumate. Vine prima mașină, o să fie palpitant. Chiar o să fie super interesant. Este tehnic și cu combinat cu puțină viteză și cu urcare și coborâre și ravenă și tot ce vrei. Hai să vedem. Probă de stație, probă, Dani. Perfect. 2, 1, go! În dreapta, imediat, următoarea poartă, dreapta, și după aia tot înainte, după ce treci de poartă, ușor înainte, merge. Asta mi se fac tătă, mi se zic gaz, unde vrei să-i dăm gaz aici, că nu avem nicio șansă cu gaz aici. Thank you.
Aici. Nu ușor că e curcurgișare. Nu știu. Nu știu. Interesant, nu mă așteptam să se rătăcească, chiar nu mă așteptam. Mi s-a părut super simplă. Îmi place că au luat aici cu troliu, cu urcări, cu oamenii s-au pus pe treabă și au ratat și niște checkpoint-uri, culme. Au găsit alte checkpoint-uri în pădure, făcute de alți oameni în alte concursuri. Nu mă așteptam, nici noi nu le-am găsit pe alea. Și sunt curios să vedem pozele cu checkpoint-urile, să facem scorul. Și mai e și mâine o zi. Mai e și mâine o zi și ne băgăm la fasolit. Hai! Got no place else to go. Ca să zic, trimis pentru startul zilei 2 cu soare, cum am plătit și am vorbit cu șeful. Vreme bună, mașinile sunt toate ok, nu s-a stricat nimic, nu s-a lovit nimic în prima zi. Și după proba de noapte, care a fost super distractivă, nici nu mă așteptam, nu mă așteptam să iasă așa bine. Vedem ce ne rezervă ziua de astăzi. Mergem pe traseu după băieți, au o probă specială aici cu urcare.
cred că o să urce aproape toate mașinile. După care mergem așa chill prin pădure, mai căutăm un checkpoint, ne mai distrăm, ne mai... O să fie fun. Da, chiar cred că o să fie fun. Faceți voi, de exemplu, mai altfel, să vă mișcați mai repede. Să nu stați, că vă văd de-aia. Să faceți checkpoint-ul, să nu vină ăla din spate să-l vadă, da, știi? De ce zic? Știu, da. Hai, le dai avantaj. Le dai avantaj. Deja vine. Facem outro acum, dându-mă eu jos din Toyota, când noi am fost cu Jeep. Dar orice proprietar de Toyota, când trebuie să meargă la off-road, trebuie să aibă un Jeep lângă el, că vorba aia. Asta am dat-o pentru voi, așa, să vă simțiți bine. Da, aș vrea să vă spun că, din păcate, a fost primul nostru eveniment organizat așa, în marca Stax Trails și în combinația asta de echipă de organizate evenimente de off-road. Și pentru că am și organizat, n-am putut să și filmăm în același timp. De asta materialul e puțin cuprinzător, dar pot să vă povestesc eu ce am avut. Am avut așa, o etapă de trial, contratimp, unde toți concurenții s-au dat, primeau penalizare de 5 secunde dacă atingeau jalonul, 30 de secunde parcă, dacă îl dărâmau de tot. După proba asta de trial contra cronometru, am avut proba de noapte, unde oamenii au primit un track în zi, au primit un track pe telefon. Și aveau acolo punctate checkpointurile exact unde erau pe hartă, doar că din punctul punctat ei trebuiau să-l descopere puțin prin pădure pe unde erau checkpointurile desenate. S-a pierdut foarte mult timp, nici nu mă așteptam să dureze atât de mult, lucru care m-a încântat, că oamenii au avut de treabă să caute checkpointurile. Iar a doua zi am avut un traseu în jur de 60 de kilometri în care am avut un număr de checkpointuri pe care oamenii nu l-au știut de la început și nici unde au fost amplasate. Au primit un track pe care au trebuit să-l urmărească și să se uite foarte atenți prin copaci să vadă semnele puse de noi. Semne care nu erau la fel, nu semănau unul cu altul, fiecare era un semn diferit. Cam asta a fost vorba la Stax Trails, cam asta am organizat noi în prima ediție. Încercăm și sperăm să facem mai multe ediții, probabil în vară, unde o să fie mai cald și putem să stăm și la camping și să stăm mai multe zile și să ne simtem bine, cum ar zice băieții, pe internet. Le mulțumim partenerilor care de această dată sunt Motul România, adică partenerilor evenimentului. Le mulțumim resturilor de parteneri care ne sponsorizează în ceea ce facem noi, adică mă refer la partea asta de content pe internet, YouTube, Instagram și Facebook. Dacă vreți și voi să participați, urmăriți pagina noastră de Facebook, de la Stax, și de fiecare dată când vom organiza un eveniment,
veți fi notificați. Aveți acolo în detalii foarte mare atenție la citește mai mult sau see more, pentru că detaliile sunt foarte cuprinzătoare. Aveți tot ce vă interesează acolo, vreți să participați, vă înscrieți, veniți, ne cunoaștem, facem să fie bine, vorba aceea, domnule. Pentru prea fericitul Daniel, aș vrea să-i urez sărbători fericite, să fie bine în noua lui casă, tuturor oamenilor, să aibă un brad frumos și cozonac pe masă împreună cu sarmale, nu neapărat în combinația asta. Nu uitați că noi la Stax avem un shop, avem un shop online, intrați pe stax.ro/shop și avem acolo piese de off-road la cele mai bune prețuri. Na, că nu mă doare gura să zic. Și oricum primiți și consultanță în achiziția lor și tot felul de lucruri, facem și un grătar la urmă. Și nu mai, oprește, oprește camera că eu vorbesc mult. Dacă tu o ții așa, poți să aberezi și cât poți să aberezi, mult de tot. A, da, e bine, ok. Da, deci dacă v-a plăcut materialul și dacă nu v-a plăcut, deci dacă nu v-a plăcut, dați share, like și subscribe. Subscribe acolo ca de fiecare dată când postăm un material nou, voi să fiți notificați. Așa e în vorbe, dar în realitate nu e. Eu pun un clip azi și îl notifică pe Marius peste 2 săptămâni că am postat ceva pe YouTube, dar nu e. Na. Faceți ceva gogoși. Gogoși, nu? Bun, hai, oprește să mergem la gogoși.